Hristos a înviat. Păi, o zi frumoasă apare în țara noastră. Și noi ca biserică, cred că, privind aici în jur, văd multe persoane pe care le cunosc. Văd multe persoane care sunt necunoscute, dar cred că durerea este comună. Astăzi în țara noastră este, cum deja a fost vorbit, este o durere pentru generația care existentă și generațiile care vin. Dorința noastră și dorința mea personală este ca să ne rugăm, să cerem binecuvântare și mila lui Dumnezeu peste țara noastră. Ceea ce se face astăzi sau s-a făcut deja pe străzile orașului nostru este un lucru ieșit din comun. Reprezentanții organizației LGBT adesea zic, ne învinuiesc pe noi biserica, de ce noi atât îi combatem pe ei, dar nu combatem alte păcate? Pentru că același furt, aceeași beție, aceeași mânie, aceeași răutate, este la fel păcat. Și cu adevărat așa este scris în Scripturi. În Sfântul Apostol Pavel zice în una din epistolele sale la Corinteni că nici hoții, nici închinătorii la idoli, nici bețivanii, nici preacurvarii, nici sodomiții, nici malahii nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru acești oameni, Împărăția lui Dumnezeu nu este deschisă. Cu părere de rău zic că noi trăim într-o țară creștină. Și atunci când discuți cu unele persoane despre Dumnezeu, noi tot zicem că credem. Dar când ajungem la acest capitol a păcatului și întrebe cineva, zic, unde crezi că vei fi tu după moarte? În rai. Toți dorim să fim în rai. Toți dorim să fim în Împărăția lui Dumnezeu și să dea Dumnezeu ca toată țara să fie acolo. Dar cu părere de rău și cu regrete zic că toată lista aceasta nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și reprezentanții organizației LGBT, ei zic, dar pe astea sunt păcate ca și la fel ca și noastră. Ce vreți să-mi spuneți? Doar câți bețivani sunt în biserică? Câți bețivani au fost? Câți nu știu ce? Dragii mei, nu contează cine a fost omul în trecut. Nu contează ce a făcut el în trecut. Nu contează ce patimă a practicat în trecut. Nu contează ce a făcut el cu viața lui în trecut. Pentru că Pavel, imediat după acest verset, el continuă și zice: și așa ați fost unii din voi. El se referă la biserică. El zice că voi ați fost așa, cei care sunteți din biserică acum, voi ați fost bețivani, voi ați fost curvari, voi ați fost hoți, voi ați fost mânioși, voi ați fost răi, cu alte cuvinte, depravați de tot. Dar acum v-ați spălat prin sângele Domnului Iisus. Și asta este o singură șansă ca o persoană să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Dorința mea este să ne rugăm ca comunitatea noastră să înțeleagă un lucru. Că patima păcatului este un lucru personal. Eu nu pot să mă duc la cineva în casa lui și să-i impun să facă ceea ce doresc eu. Dar nici nu pot, dragii mei, să accept când pe străzile centrale a orașului meu, natal, se meargă oameni care să promoveze lucrurile urâte și imorale. Eu nu cred dacă astăzi va ieși aici o comunitate de hoți sau ucigași sau nu știu cine și se vor pronunța aici pe stradă, în Marea Piețe Adunări Naționale, că ei sunt ucigași și ei să ne învețe pe noi că să ucidem. Eu nu sunt încredințat sau vă asigur că poliția îi va aresta pe toți și va duce la Dubau. De ce? Pentru că este nu este normal să promovezi păcatul. De aceea, dragi prieteni, să ne rugăm pentru oameni care
iarăși Pavel spune în alt loc că el a fost trimis de Dumnezeu să deschidă ochii oamenilor și să-i îndrepte de la întuneric spre lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Eu cred că noi, biserica, suntem responsabili pentru acest lucru. Noi suntem responsabili să stăm în spărtură, cum a fost spus și de domnul Iuri. Să cerem de la Dumnezeu îndurare, ca Dumnezeu să se îndure de acest popor. Și să fie oameni care cu adevărat să mergem, să întoarcem pe oameni, să deschidem drumul pentru Domnul Iisus Hristos, ca să întoarcă oamenii de la întuneric. Acești oameni trăiesc în întuneric. Ca și noi, care mulți din noi care am trăit între acest întuneric, noi toți am fost sub puterea satanii, noi toți am stat sub dânsul, dar a fost o zi când tu și eu și cei care s-au întors la Dumnezeu prin Hristos am fost eliberați. Tot asta au și posibilitate și acei care astăzi promovează imoralitate. Dumnezeu să aibă milă de noi și să aibă milă de dânsul. Pentru că ei au posibilitatea să se elibereze de această patimă rea. Să ne rugăm ca biserici, să ne rugăm ca individual, ca Dumnezeu să aducă lumină în țara noastră și oamenii să fie eliberați. Dumnezeule Tată, în fața măreției Tale stăm aici, Doamne, cu toți copiii Tăi, cu cei care sunt, Doamne, și care ne doare această faptă, Doamne, că în țara noastră este promovat acest păcat a imoralității, Doamne, care este o practică urâtă, Doamne. Și totuși Tu zici că, Doamne, este posibilitate și pentru acei care practică imoralitatea, Doamne, homosexualitatea, să fie mântuiți, să fie spălați prin sângele Domnului Iisus, să fie, Doamne, întorși de la întuneric la lumină, Doamne, și de sub puterea satanii să se întoarcă la Tine. Dumnezeule Tată, în numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm ca Tu, Doamne, să-Ți faci lucrarea Ta de mântuire în țara noastră, în casele noastre, între cei oameni, Doamne, care sunt, Doamne, prinși într-o această patimă urâtă. Dumnezeule, Te rugăm să le dai eliberare, Doamne, și să le dai salvarea prin Domnul Iisus și mântuirea care îi va duce la viață veșnică. În numele Lui Iisus Te rugăm, Tată, și Îți mulțumim. Amin.